Tabăra de creație Vara pe uliță a ajuns la final. La ediția de anul acesta au trecut pragul Muzeului Național al Satului din București, aproximativ 500 de copii, însoțiți de părinți, bunici, instructori și coordonatori. Participanții au scris povești, au desenat și pictat icoane, au țesut și au învățat să fotografieze. Scopul programului a fost acela de a insufla celor mici dragostea pentru tradiție și cultură și de a aduce meșteșugurile tradiționale mai departe. Începând de luni, la Muzeul de la Șosea va avea loc o tabără medievală, în cadrul căreia doi coordonatori vor susține timp de o săptămână o serie de ateliere.